Strategia ezuită ascunde șapatul lunar și pământul plat. Ordinul ezuit a fost creierul din spatele unora dintre cele mai mari amăgiri de-a lungul istoriei. Coincidențe de date, obiectivele și planurile leagă ordinul ezuit de înșelăciunea unui pământ sferic răspândită în întreaga lume modernă. Cercetarea atentă a scripturii arheologiei și a istoriei leagă de asemenea pe iezuiți cu cele mai recente mușamalizări a unei minciuni ce se propagă de aproape 1700 de ani. Convingerea larg răspândită conform căreia sâmbăta este șabatul zilei a șaptea din Biblie. Alte minciuni ramificate din aceste două amăgiri diabolice, 1. Pământul glob ce se învârte prin tărâmuri nemărginite ale spațiului desparte sufletul de creator, diminuând încrederea de a fi prețuit și protejat de creator. 2. Calendarul gregorian perpetuează minciunea conform căreia ciclul săptămânal continuu s-a derulat fără întrerupere de la creațiune. Această înșelăciune este fundamentală pentru presupunerea că, sămânța, că sâmbăta este șabatul biblic și duminica prima zi a săptămânii sau ziua învierii Mântuitorului. Această minciună are un impact direct asupra zilei de închinare și, prin urmare, este un factor major ce contribuie la impunerea semnului fiarei, cunoașterea ocultă, înțelepciunea ezoterică. Ei folosesc cuvinte care îi fac pe creștini să se plece înaintea lor, îi fac apel la artele întunecate, șoptesc cunoștințe interzise, cunoștințe dobândite din pomul cunoașterii binelui și al răului. O expresie comună în artele ezoterice oculte este precum deasupra, așa și de desubt. Și totuși această frază dezvăluie un secret ascuns, un secret ascuns la vedere pe care toată lumea ar trebui să-l cunoască. Sintagma și imaginea dezvăluie modul de operare al răului. Ele descoperă faptul că pomul cunoștinței binelui și răul este viu și înfloritor, înșelând miliarde de oameni. Oriunde minciunile șarpelui s-au răspândit, acolo sunt rădăcinile pomului cunoașterii. Planul lui satana a fost întotdeauna să-l detroneze pe tatăl Yahua. De milenii, el și-a antrenat întreaga sa minte pentru obținerea acestui obiectiv. Scriptura înregistrează aspirațiile sale laudative. Cum ai căzut din cer, Lucifer, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, cel ce-l slăbeai națiunile? Căci ce-ai spus în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica nea, scaunul de domnie mai presus de stelele lui Iahua, voi ședea pe muntele adunării în locurile de nord. Mă voi sui pe înălțimile norilor, voi fi ca cel prea înalt. Isaia 14 de la 12 la 14 Un copac nu crește și nici nu se dezvoltă fără rădăcini, iar rădăcinile pomului cunoașterii se întind în Eden. Ele sunt puternice și profund stabilite. Din aceste rădăcini a crescut mașinăria imensă, complicată a răului, care este responsabilă pentru înșelătoria întregului pământ, în încercarea lui satana de a-i face pe toți să, să piardă cerul. Satan nu este un copil încercând să se strecoare, să ia un biscuit înainte de cină. El este prea inteligent pentru a lăsa la vedere o dâră de firmituri care să ducă la adevăr. Minciunile sale sunt acoperite cu multe alte minciuni, un întreg sistem de fabule și încelăciuni. Neadevărul este întrețesut și susținut de alte minciuni. Complexitatea acestor minciuni le conferă o aură de credibilitate. Pentru a găsi adevărul este necesară a ne întoarce privirea de la ceea ce se vede la ceea ce nu se vede. Pomul cunoașterii este bine acoperit cu frunze verzi ce ne distrag atenția. Trebuie să eliminăm camuflajul format din frunzele mincinilor și să-l trasăm înapoi crenguțele, ramurile și uriașele brațe ce protejează secretul înșelăciului colosale care reprezintă pomul cunoașterii. Iezuiții, creierul din spatele conspirației ei vechi de 500 de ani conform căreia Pământul este glob, sunt experți în ascunderea adevărului sub mai multe straturi de minciuni. De la apariția lor, Iezuiții au instituționalizat înșelăciunea. Ei sunt sursa pentru un număr copleșitor de conspirații variate ale răului de-a lungul generațiilor. Pe măsură ce cunoașterea a crescut, un ord de expansiune de martori și-a ridicat vocea în apărarea adevărului. Unii au dezvăluit minciuna unui pământ sferic, alții avertizează asupra pericolelor marilor leacuri și nanoparticule încorporate în medicamentele moderne și în produsele alimentare gata preparate modificate genetic iar alții îndepărtează vălul ce ascunde faptele întunericului efectuate de către puterile politice care conduc lumea. De cele mai multe ori cineva care stă într-o parte a pomului cunoașterii și este înzestrat cu discernământ divin de a percepe că mănânchiurile de frunze, minciuni, ascund o înșelăciune, adesea nu poate înțelege că și minciunile descoperite de către o altă persoană fac parte din același copac, din același plan de înșelătorii comise de către același grup. De aproape 500 de ani, iezuiții au colaborat cu inteligențe supranaturale într-o conspirație vastă. Acest teren este mult mai mare decât orice au realizat vreodată anterior. Iezuiții au fost direct implicați în pregătirea minciunii că Pământul este glob, deși adevărul despre Pământul plat închis sub firmament este cel mai recent adevăr descoperit. Mai există o altă minciună iezuită care are de asemenea o influență directă asupra generației finale ea este ascunsă la vedere, este ceva căreia îi se acordă un credit atât de mare încât nimeni nu o pune sub semnul întrebării. Cu toate acestea, destinul veșnic al mulțimilor atârnă de adevărurile îngropate sub această fraudă enormă. Calendarul Gregorian